dimineață, româna stimată. Doamnă, să știți că am flori pentru dumneavoastră, iată. Mulțumesc și bine v-am doamna regăsit. Doamna Felicia Filip, care nu a venit singura, a venit cu formația Iris. Da. Și tot încercam pe momentul linerime să vedem câte au fost, dumne, 4 piese, 5 piese, care a fost prima piesă, care a fost a doua piesă, pentru că colaborarea asta durează de ceva timp. Întrebați producătorul. Păi exact, adică, dumne, vă rog frumos să ne spuneți și nouă câte momente a fost Felicia Filip în formația Iris. Întâlnirea noastră a început în 96, da, și bineînțeles că a fost cu Baby Baby. Iar apoi au urmat acele evenimente extraordinare și dacă ne uităm la imaginile pe care dumneavoastră le-ați transmis, mi-aduc aminte de exemplul de anul 2000, când formația Iris a făcut primul DVD în România cu Iris Ateneum, la Sala Palatului, bineînțeles, și știu că atunci foarte multă lume a rămas afară, pentru că cererea... locuri, exact. Și îmi mai aduc aminte de asemenea de spectacolul ce a fost acum ceva vreme, când s-au sărbătorit 40 de ani, tot la Sala Palatului, după pandemie, 40. Primii 40 de ani, așa este. Iar foarte mult. Și aici este vorba de un rock simfonic, da, pentru că pe scenă a existat și există întotdeauna, când e vorba de Iris, o formație de muzică clasică, nu-i așa? Rock simfonic, iată, și apoi cor, orchestră și, bineînțeles, apariția irișilor, care întotdeauna a fost... Sper să mai avem una în toamnă, la fel. Exact. Și să nu uităm că peste puțin timp plecăm la Botoșani, la Filarmonica din Botoșani, unde vom cânta tot cu orchestră simfonică, cu Filarmonica din Botoșani. Sâmbătă. Da. Dar vreau să vă întreb ceva. Vreau să fiți sinceri cu mine. Mai sunt băieții la fel de în formă, doamnă, cum erau atunci când ne-ați cunoscut prima dată? Chiar au fost vreodată? Stând aici și așteptând să intrăm, tocmai vorbeam cu cineva de aici, de la dumneavoastră, și am zis să nu fiu totuși subiectivă, să spun că este cea mai frumoasă voce rock din toate timpurile. Am zis, este printre cele mai frumoase, ca să nu mă bănuiască lumea de subiectivism. Într-adevăr. Eu plec, nu mă... Da, era despre tine, ziceți. Vocea e foarte frumoasă, el este exploziv și scânteitor, iar ceilalți băieți, într-adevăr, sunt reflexivi. De exemplu, Walter este reflexiv și în același timp introvertit. Apoi Boro este o persoană echilibrată, de Mihai ce să mai vorbim. Sunt o formație într-adevăr extraordinară și de fiecare dată... Un laudatio despre formația Iris. Dar ei nu aud, ei nu sunt aici. Exact, nu aud aici, dar cât de frumos am zis. Cu... Ziceți, domnul, acum ce culoarea, și lasă ceva? Da, cu culoarea, mi-a explodat Godinul în față. Ziceți și lasă ceva? Păi, atunci când a... cântat, când am debutat cu doamna, s-a rupt sala când a apărut. Avea a doua zi la Timișoara și a intrat de vreme, din păcate. Avea tren. Da. Da, da. 13 decembrie 96, parcă, exact, la lună exact plină, la lansare. Exact. Băi, și sala, cum să zic, a explodat de la primul pas spre trepte, adică spre zona unde urca pe scenă. Și avea și un complet mișto. David Cavorder. Și am cântat Baby s-a rupt, înțelegi? După care s-a dus nu în cap, s-a dus sus. E o colaborare frumoasă. Este foarte frumoasă, da. Foarte frumos. Și de fiecare dată surprinde, este altfel, din ce în ce mai frumos, alte carate ce se pun în evidență. Și dacă ne gândim că am debutat cu Baby și că în momentul ăsta vă aștept pe toți la opera comică pentru copii. Da, trebuie să mergeți la opera comică, da. Doamna Felicia Filip se ocupă acolo de tot ce înseamnă spectacol. N-am angajat și noi cu vorbim. Da, la opera comică mergeți. Trebuie să dați casting, da? Să dați casting. Eu am fost la două show-uri acolo, spectaculoase. Am fost la High School, nu? La School of Rock. Așa, School of Rock, și am mai fost la... Probabil Sunetul Muzicii. La Sunetul Muzicii, da, senzațional. Dar fiecare spectacol în parte este de acest face nivel. Face o treabă senzațională acolo. Iar serios, acum, adică... sâmbătă și duminică, este ultima serie de spectacole cu Elixirul Dragostei, în regia lui Cristian Mihăilescu, Donizetti Bel Canto. Foarte frumos. Și în orice caz, și apoi avem... un blitz. Spuneți, da, scuze, spune-ți, și mai avem premiera cu Heidi, Fetița Munților, un alt musical, așa foarte că vă așteptăm frumos și la opera comică. Să la Heidi. Loriu. Da. Sunt bunicu. Bunicu? Bunicu. Adică s-a întâmplat? Nu, da.
Cum adică? Păi dar e bunic, nu? Sunt bunic? E bunic, da. De când 8 ani. 8 ani? Deci bunicul zice, ziceți. Și nepotul vine la opera comică pentru copii. Da, da. S-a anunțat și eu blizz niște cântări. Vă rog, deci, 17 luna asta, H. Pitești, am voie numele clubului? Da, păi unde să vină lumea dacă nu spuneți? Așa. 23 Rivo Orada. 23 Rivo Orada. Ok. 23 Rivo Orada. Asta înțeles, odată era, e ok. Dar nu merge asta. Merge, așa, ești la Oradea. 24 Bistrița Soho Music Hall și 25 Cluj Euphoria Music Hall. Da, voi puneți chestia asta și pe Facebook la voi? Adică să știe lumea unde să vă găsească? Ce Facebook? Ce? Facebook, Instagram, chestii, TikTok, nebunie. Spotify. YouTube Music. Pe YouTube piesa, da, bravo. Perfect. Oameni buni, Iris și Felicia Filip cântă astăzi piesa nouă. Cum se numește piesa? Asta e un pic vinerea acum, Nehoiu, Delir. Da, mă, vinerea acum, apoi Botoșani, am înțeles și caută lumea și pe Instagram și pe Facebook. Toate rețelele, platformele, formații. Da. Perfect. Piesa este într-adevăr o baladă, dacă stăm să ne gândim, și e într-adevăr o melodicitate extraordinară care pătrunde la suflet. Cum se numește? Cuvintele, mă întorc acasă. Cuvintele sunt de asemenea cum sunt text, cu un subtext și un mesaj frumos. Și chiar videoclipul... Lucrăm de 5 single-uri. Da. Zicem noi că totul este foarte realizat altfel decât v-ați fi așteptat. Haideți să vedem, să ne bucurăm. Felicia Filip și formația Iris astăzi alături de noi, oameni buni. Bucurați-vă așa cu acest cadou în avantpremiera zilei de mâine, de 8 martie. O lacrimă ce s-a stins, mi-aduce aminte că noi am trăit. O dragoste, un foc mereu aprins, ce niciodată nu am mai simțit. Și tot hoinăream prin lume ca un hoț rătăcitor, să fug de ale tale urme, pline de amintiri de dor. M-am-ntorc acasă, în locul unde l-am întâlnit, acolo unde eu te-am găsit. Te rog să nu mai pleci vreodată de acasă, eu niciodată nu te-am uitat. Să nu mai pleci vreodată din viața mea.
lacrimă ce încă nu s-a stins.